Pe valul de căldură al lunii iulie, Severinul Estival vine să vă răcorească sufletele. În acest weekend, mai exact pe data de 24 iulie, severinenii și nu numai, sunt așteptați să se distreze pe cinste la un recital memorabil, unde sunetul celest al harpei se va împleti cu vocea suavă a Alexandrei Rebecca Iancu. Severinul Estival reprezintă un program cultural și de divertisment stradal, pornit din inițiativa primarului Marius Creciu. Un program care își propune, începând ca în fiecare sfârșit de săptămână din această vară caniculară, să ofere severinenilor și nu numai oaze de bună dispoziție, momente de recreere, un divertisment de bună calitate. Suntem pregătiți? Suntem pregătiți să trăiți. Ca de obicei, Severinul Estival își urmează bucuria pentru severineni. Ce aș vrea să spunem? Ce avem în weekend? Avem în prima dată la turnul Severin un concert, un recital extraordinar de harpă. Iată că instrumentul zeilor coboară pe scena Severinului Estival la drobeta turnul Severin. Datorită primarului Marius Creciu, municipiul Drobeta-Turnul Severin a cunoscut o dezvoltare accelerată în toate domeniile, însă edilul nu a uitat nici de bunăstarea cetățenilor. În perioada estivală, anual, aceștia au parte de o serie de activități artistice și culturale. Da, este un proiect la care țin foarte mult. El n-a existat până în momentul în care am devenit eu primar. Eu l-am inventat, să zic așa, încercăm în zilele de weekend să fim alături de cei care rămân în oraș, nu pleacă în concedii, nu pleacă în vacanță, de copiii care vin tot timpul în centru, de cei mici, și am gândit un program complex care să mulțumească pe toată lumea. Avem muzică, să zic așa, de mai multe feluri, muzică latină, tango, am avut jazz, muzică antrenantă, muzică rock, ușoară. În același timp vrem să aducem pentru copii clowns, să aducem magicieni, toată lumea să fie antrenată și antrenantă în acest program, în aceste evenimente pe care le avem weekend de weekend. Din anii trecuți am văzut că oamenii au fost foarte mulțumiți, le-au plăcut, au participat activ la genul acesta de activități, la genul acesta de evenimente. Susținem în continuare acest proiect. El a început în iulie și se termină undeva la sfârșitul lunii august. Spectacolul va avea loc în fața fântânii cinetice la ora 21 în centrul municipiului Drobeta-Turnul Severin. Pentru prima dată la Turnul Severin, așa cum spuneam, un recital extraordinar cu Alexandra Rebecca Iancu, care cântă și cu vocea, apropo, cântă și cu vocea și cu harpa. Este o încântare, eu așa cred, haideți cu toții la Severinul Estival duminică seara, pentru că niciodată Severinul n-a avut parte de un recital numai de harpă. După o lungă perioadă de pandemie, astfel de evenimente aduc bucurie în sufletele cetățenilor. Seriile de vară sunt remarcabile datorită autorităților locale care mereu se gândesc la binele severinenilor.